privește organizarea ședințelor de guvern, pentru că tot s-a vorbit mult că ne întrunim seara, noaptea, vin cu o propunere totuși să ne punem în agenda, așa în mod liniar, ca ședințele de guvern de miercuri să le facem la ora 5, așa cum astăzi. Din punctul meu de vedere, e bine ca să nu ne fragmentăm toată ziua în mijlocul săptămânii. Le facem după orele de program, astfel încât pe parcursul zilei să aveți posibilitatea să vă întâlniți cu toți oamenii care lucrează în regim regulamentar, după care noi la sfârșit de zi putem să stăm aici mai mult timp cât o fi necesar pentru a putea dezbate toate subiectele. Iarăși de la bun început vreau să vă spun că am o convorbire telefonică importantă la ora 6:30. Dacă nu reușim să o scoatem în capăt cu ordinea de zi până atunci, o să facem o întrerupere de câteva minute, după care revenim să ducem ședința până la bun sfârșit. Câteva cuvinte despre vizita din România, care a avut loc ieri. Doar pe scurt, să trec în revistă, a fost o vizită foarte bună. Mă refer în primul rând la ceea ce ține de intensificarea colaborării Republicii Moldova cu România, dar și de programele de asistență pe care le-am discutat. Primul ministru Dacian Cioloș a anunțat că România este gata să ne ofere ajutor imediat în ceea ce privește în primul rând sprijinirea păturilor sociale defavorizate, să iasă mai ușor din iarnă. Aici este vorba și de produse alimentare și de medicamente, dar și de resurse pentru încălzire. Și ulterior va veni și prima tranșă din împrumutul de 150 de milioane, împrumut rambursabil pe termen de 5 ani de zile. Astfel ne va ajuta să facem față situației financiare până vom reuși să încheiem noul acord cu Fondul Monetar Internațional. Există o mare disponibilitate a României de a ne ajuta, dar se cere în schimb să se vadă și voință, dar și acțiuni concrete din partea noastră în implementarea reformelor. Și eu aș zice că este de fapt o cerință firească, este lucru care ne-l dorim și noi însuși. Am avut o întâlnire destul de călduroasă cu președintele Klaus Iohannis. Mesajul domniei sale a fost unul care m-a încurajat foarte mult și este încurajator în general pentru Republica Moldova și pentru guvernul care a fost inaugurat. De asemenea, am avut întâlniri și cu președintele Senatului, și cu președintele Camerei Deputaților, și cu mai mulți lideri politici. Toți au spus într-un glas că sunt gata să sprijine Republica Moldova, dacă desigur noi suntem gata să fim sprijiniți. Până la urmă, ce ne cere România și ceilalți parteneri de dezvoltare este și ceea ce ne-am propus noi, să facem reforme. Pentru asta am acceptat să ne asumăm responsabilitatea formării acestui guvern. Așa cum a spus și domnul președinte Iohannis, guvernăm într-o perioadă dificilă, dar de noi depinde câtă determinare o să avem. Legat de Fondul Monetar Internațional, scrisoarea de invitație a delegației a fost transmisă. Ne așteptăm ca luna următoare să vină o misiune cu care să discutăm în detaliu subiectele restante, apoi cât mai curând să vină și delegația pentru negocieri. Sper că negocierile să meargă repede, depinde în mare măsură și de noi acest lucru. De aceea, cu toți responsabilii de negocieri cu Fondul Monetar Internațional, ne vom întruni mâine să vedem în ce situație suntem cu îndeplinirea cerințelor, chiar dacă am avut o întâlnire înainte de prima întâlnire cu reprezentanța fondului de aici, de la Chișinău, în așa fel încât să fim pregătiți când vine misiunea Fondului Monetar Internațional.
Și încă un lucru, înainte de a trece la ordinea de zi, aș vrea să discutăm un subiect ce ține de presiunea rea intenționată a unor instituții de control asupra agenților economici. Mă refer în mod special la Inspectoratul Fiscal de Stat, la Serviciul Vamal, dar și la Poliția Economică. Controlele se desfășoară cu abuzuri uriașe, iar uneori agentul economic este supus la 3-4 controle timp de o săptămână. Am auzit această informație cu toții atunci când ne-am întâlnit, când am avut posibilitatea să avem întâlniri cu mediul de afaceri. Și informațiile operative, dar și studiile care mi s-au prezentat deschide un tablou destul de îngrijorător. Suspiciunile care planează asupra fiscului, vremei, poliției economice și asupra conducătorilor acestor instituții, a unor structuri de stat, trebuie clarificate, iar abuzurile, desigur, oprite. Avem informații că se plătește mită în sume enorme și acest lucru poate fi confirmat, de fapt, de orice agent economic care aveți posibilitatea să discutați. Nu mai vorbesc aici de investitorii străini și toate problemele care le-am auzit în discuție cu ei și care, informându-se de la câțiva agenții economici înainte de a veni să investească în Republica Moldova, clar renunță să mai vină cu careva proiecte. Din informații, iarăși, care am avut ocazia să fac cunoștință și aceste studii, o situație destul de interesantă. Doar 5% din dosarele intentate de Poliția Economică ajung în instanță de judecat. O întrebare logică, ce ar însemna aceasta? Fabricare, după care mergem înțelegeri, dacă nu ne înțelegem, ajungem în instanță. Dar procentul care ajunge în instanță dă dovadă că înțelegerile sunt destul de productive. Pornind de la aceasta, vreau să solicit organelor de drept să urgenteze acțiunile de investigație și urmărire penală în dosarele administrative, în privința factorilor de corupție în organele menționate. Domnul ministru Armașu, solicit suspendarea din funcție pe perioada anchetei a conducătorilor și a persoanelor vizate în informații. Propun tuturor miniștrilor, directorilor de agenții, inspecții și servicii din subordinea guvernului și autorităților publice subordonate guvernului să asigurăm împreună instituirea unui moratoriu asupra controlelor pe o perioadă de 3 luni. Și aici vin cu o solicitare către domnul ministru Justiției Cebotari. Haideți timp de o săptămână să prezentați proiectul hotărârii Guvernului pentru a oficializa un astfel de moratoriu. Iar ulterior, vă rog, în termen de o lună, cred că, o lună zic, luând în considerație dacă punem moratoriu în timp de aceste 3 luni de zile, ca în 3 luni de zile acest proiect de lege să fie votat și în Parlament. De aceea solicit să elaborați acest cadru normativ, care va fi de fapt și un proiect de lege, de reformare a sistemului de controle a agenților economici din partea organelor de control de stat și instituirea transparenței în acest proces. Doar că acest proiect să fie consultat cu societatea civilă și numai decât cu mediul de afaceri. O primă întâlnire cu mediul de afaceri deja am programat-o pentru ziua de mâine,
De aceea împreună vom participa ca să auzim și doleanțele din partea lor. Vin cu o rugăminte și către Procuratura Generală, înainte de dispunerea controalelor în cadrul proceselor penale, să se asigure că au fost epuizate toate instrumentele de colectare a probelor și măsura de percheziție și control să fie una excepțională, pentru că și aici avem o problemă cu care se confruntă mediul de afaceri. Vreau să rog colegii de la cancelare să lansăm un număr de telefon pentru aceste 3 luni de zile de moratoriu, unde agenții economici să ne poată raporta dacă există în continuare abuzuri asupra lor. Și deja în zilele următoare acest număr să fie făcut public și, de fapt, și orarul de funcționare. Astea au fost informațiile cu care am vrut să vin la început, la debutul acestei ședințe. Vă rog să avem o atitudine foarte serioasă și solicitările cu care am venit către domnul Armașu și ministrul Justiției să fie respectate și prezentate în timp.